Cristian Florea s-a născut în Aiud, județul Alba, într-o familie ortodoxă. La vârsta de 14 ani, se alătură corului bisericii, fiind atras de cântarea bisericească și de dorința de a trăi o viață evlavioasă. După 2 ani, își cumpără prima Biblie și începe să citească, dorind să cunoască mai multe despre Dumnezeul pe care îl slujea. Era începutul unui drum plin de descoperiri, întrebări, frământări și transformări în viața lui. Am început să citesc în Cartea Psalmilor, prima dintre cărțile poetice. Și în primul psalm și în primul verset am văzut următoarea afirmație, asupra căreia m-am oprit. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Pentru că în fiecare zi, în jurul meu vedeam numai bărbați nefericiți, care și necau necazul fie în băutură, fie în alte fapte de rușine, într-o zi mi-am zis: atunci când voi fi mare, eu nu vreau să fiu un bărbat nefericit așa cum sunt majoritatea bărbaților pe care îi cunosc, ci aș vrea să fiu un bărbat fericit, dacă tot se poate, fiindcă tot vorbește psalmistul că bărbatul poate să fie fericit. Uitându-mă atent în versetul acesta, am găsit și cheia fericirii. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Acum am început să mă întreb și să-mi spun: Doamne, dar care or fi credincioșii și necredincioșii din țara noastră, că eu nu mai înțeleg nimic? Părinții mei spun despre ei că sunt credincioși, dar nu îi văd să fie fericiți. Vecinii de pe scara blocului care mă înconjoară și îi spun că sunt credincioși, dar tot nu îi văd să fie fericiți. Oamenii care mă înconjoară când merg și când la strana bisericii, toți spun că sunt credincioși, dar nu îi văd pe unul să spună: sunt un om fericit împreună cu Dumnezeu. Și atunci mi-am zis: dar care ar fi credincioșii aceia fericiți? M-am dus cu această întrebare la părintele și am zis: părinte, vreau să mai întreb încă ceva. Vreau să-mi spuneți care sunt credincioșii și necredincioșii din țara noastră, că eu nu mai înțeleg nimic. Dumnealui s-a uitat la mine și mi-a zis: măi Cristian, ai observat și tu că după recensământul din 90, care a avut loc în țara noastră, 87% din populația țării s-a declarat a fi creștin ortodoxă, deci este credincioasă. Noi azi în România nu mai putem să vorbim despre credincioși sau necredincioși. Tot românul e credincios. Am auzit aceste cuvinte și după câteva zile, după un timp, m-am dus la părintele din nou și am zis: totuși, părinte, vreau să vă mai întreb încă ceva. Dacă noi românii suntem credincioși, de ce îl înjurăm pe Dumnezeu? Că eu în fiecare zi aud oamenii care sunt credincioși că îl înjură pe Dumnezeu. Apoi, vreau să vă întreb încă ceva: dacă noi românii suntem credincioși, de ce furăm? Eu văd că unii fură de la colectiv, alții fură de la fabrică, acum după Revoluție fiecare român fură de unde poate și eu știu că una dintre porunci pe care mai înainte am citit-o este să nu furi. Apoi vreau să mă întreb încă ceva: dacă noi românii suntem credincioși, de ce bărbații își înșală soțiile lor, iar soțiile își înșală soților, fiindcă numai de astfel de povești aud în fiecare zi vorbindu-se în jurul meu? Și mai înainte am citit una dintre porunci este să nu fii desfrânat sau să nu poftești nimic din ce este al apropiului tău. Bineînțeles că n-am primit răspuns la aceste întrebări, deoarece Dumnealui o fi considerat că eu sunt prea mic ca să-mi dea răspunsuri la întrebări așa de mari. După ce am citit foarte multe sfaturi și pe care am dorit să le împlinesc în viața mea, m-am apropiat cu citirea și de Sfintele Evanghelii. Și într-una din Evanghelii am văzut că Domnul Iisus Hristos vorbește cu Nicodim, care a fost oarecând un mare înțelept de la templu din Ierusalim, și îi spune: Nicodim îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos cum ar putea să se nască din nou. Dar Domnul Iisus Hristos îi răspunde cam un fel următor: Nicodime, cu toate că tu cunoști și legea și prorocii, dacă nu te vei naște din nou, cu niciun chip nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Când am citit aici în Evanghelie, m-am gândit la Nicodim, dar m-am gândit și la mine, care eram un cântăreț în biserica ortodoxă, care cunoșteam rânduielile și slujbele bisericii noastre ortodoxe, dar care nu știam dacă sunt născut din nou, așa cum se cerea de către Domnul Iisus Hristos ca omul care vrea să moștenească împărăția cerului să fie născut din nou. Atunci mi-am zis: eu, care sunt un cântăreț, de ce nu știu dacă sunt născut din nou? Dacă sunt, de ce nu știu lucrul acesta? Iar dacă nu sunt, de ce niciodată vreunul dintre preoții din catedrală, unde slujesc și eu ca și cântăreț, la slujbele cărora particip în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare și nu numai, de ce niciodată nu mi-au zis cum aș putea să mă nasc din nou, cum aș putea să devin o făptură nouă în Hristos?
M-am apropiat cu citirea de sfârșitul lecturii Sfintei Scripturi și în cartea numită Apocalipsa, acolo am văzut că se vorbește într-un mod insistent despre împărăția lui Dumnezeu. Și am văzut că în această împărăție vor intra doar cei care și-au spălat hainelor în sângele mielului și care l-au urmat pe miel cu credință toată viața. Și am mai văzut încă ceva. Că în această împărăție nu vor intra necredincioșii, nici fricoșii, nici curvarii, nici preacurvarii, nici mincinoșii, nici bețivanii, nici huritorii de Dumnezeu, nici un fel de oameni care fac nedreptatea pe acest pământ cu niciun chip nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Când am citit aceste versete, ca și tânăr adolescent, m-am speriat și mi-am zis, Doamne, dar pentru cine ai făcut această împărăție, că eu nu mai înțeleg nimic? Pentru noi ortodoxi, nu, pentru că unii fură, altul înjură, alții înjură, alții beau, alții curvești, dar nici pentru pocăiți n-ai făcut această împărăție, fiindcă în fiecare duminică de la amvonul bisericii auzeam, spunându-se de către preoți, că pocăiții nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă s-au îndepărtat de dreapta credință ortodoxă. Deci Scriptura arăta spre noi care facem astfel de fapte, preoții arătau spre pocăiți, care s-au îndepărtat de dreapta credință sau de legea noastră strămoșească că ei nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Eram tare nelămurit și nu știam ce să mai cred. După vreme de nelămurire, mi-am pus în inima mea o dorință și mi-am zis, nu mă interesează cine intră în împărăția lui Dumnezeu, ori noi, ori pocăiții nu mă interesează, ci mă interesează cum aș putea eu să moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Cu gândul acesta și cu alte gânduri, am terminat facultatea în 1998 și m-am căsătorit și am fost hirotonit preot. Am primit o parohie undeva în munții Apuseni. Când m-am dus la această parohie, mi-am adus aminte de vorbele unui părinte profesor care ne-a învățat că atunci când vom fi preoți, să fim cu luarea aminte la obiceiurile și tradițiile satului nostru românesc, fiindcă poporul acesta român este un popor creștin de 2000 de ani și are obiceiuri și tradiții sfinte. Dacă le vom cunoaște, apoi dacă le vom trăi în viața noastră, aceste obiceiuri și tradiții, vom duce o viață cu adevărat creștinească. Adică ceea ce eu îmi doream, să duc o viață cu adevărat creștinească. Când m-am dus la această parohie, la Giogel, undeva în Munții Apuseni, județul Alba, i-am întrebat pe cântăreții bisericii care sunt obiceiurile și tradițiile satului în care am ajuns preot. Dar cântăreții mi-au zis, lăsați, părinte, că vi le spunem noi la momentul potrivit. Ei mi-au zis, pentru ca să rămâneți preot aici, eu doream ca să rămân acolo preot, doream să cunosc, să mă fac plăcut oamenilor acelora, respectând obiceiurile și tradițiile satului și apoi să trăiesc și o viață de credință. Au zis, lăsați, părinte, că pentru astea nu vă trebuie chiar așa multe lucruri, ci vă trebuie să aveți doar 3 calități. Au zis noastră ce calități au înșirat ei. Au zis așa, trebuie să aveți 3 calități. Să fiți frumos, bețiv și curvar. Dacă le aveți pe acestea 3, aici la noi în sat puteți să stați mult și bine. Bineînțeles că după astfel de afirmații am fost tare dezamăgit și tare descumpănit. Dar pentru că mi-au zis că mi le vor spune ei, obiceiurile, eu, neștiind când mi le vor spune, am început să umblu pe la fiecare familie pe acasă, în primul rând să-i cunosc și apoi să văd eu cu ochii mei care sunt obiceiurile și rățile satului în care am fost trimis preot. După ce am colindat pe la fiecare familie, am văzut că principalul obicei al satului era ca fiecare familie să aibă în curte cazanul de țuică. Era un obicei sau o tradiție, dar nu știu exact ce era aceasta, dar știu că era ceva ținut cu mare cinste, nimeni n-ar fi dorit să se despartă de cazanul de țuică. Era un obicei, adică era ceva ce repetau lucrul acela, dacă nu în fiecare zi, la anumite vremuri, și apoi era o tradiție, fiindcă cazanul acesta se transmitea din moș strămoș. Dacă avea tata, avea și copilul mai departe. Apoi, un alt obicei al satului era ca atunci când vreo vacă trecea printr-un gard, așa cum se mai întâmplă, și spărgea gardul, sau când cineva își dădea cu ciocanul peste un deget, Dumnezeu era de vină și Dumnezeu imediat era înjurat. Era un obicei sau o tradiție? Nu știu, dar știu că această înjurătură la adresa lui Dumnezeu se repeta atât de către bunic,
cât și de către nepot, în fiecare zi, ori de câte ori li se întâmpla ceva rău în viața lor. Apoi un alt obicei al satului era ca atunci, ca în fiecare zi, să vină la mine acasă atât bărbați cât și femei să se bârfească unii pe alții. Eu eram cel mai informat om din satul acela. După 2 ani ca și preot în munții Apuseni, într-o seară m-am pus în genunchi în fața icoanei Mântuitorului Iisus Hristos și am zis: Doamne, așa arată poporul nostru român creștin de 2000 de ani? Doamne, dar unde sunt obiceiurile și tradițiile sfinte? Că eu de când sunt în satul acesta n-am văzut niciun obicei și nici o tradiție sfântă. Doamne, Scriptura pe care am citit-o în copilărie scria: căutați mai întâi împărăția cerurilor. Dar nimeni niciodată n-a venit la mine să-mi spună: părinte, ce să fac să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Nimeni nu era interesat să cunoască cuvintele vieții veșnice. După 2 ani ca și preot în munții Apuseni, mi-am zis într-o zi în sinea mea: n-are rost să stau într-un sat de oameni care nu are obiceiuri și tradiții sfinte și care nu are deloc tragere să cunoască calea care duce la împărăția lui Dumnezeu. Voi pleca oriunde în România, că s-ar putea undeva în România să aflu un sat cu oameni care au obiceiuri și tradiții sfinte și un sat cu oameni care să dorească să trăiască o viață cu adevărat creștinească. Când am venit să-mi iau în primire cele două parohii, undeva în zona Oravița, mai precis la Sasca Montană și Sasca Română, în județul Caraș-Severin, la slujba de instalare a mea ca și preot au participat atât de puțini oameni, încât am fost tare dezamăgit și am exclamat și am zis: Doamne, bănățenii ăștia nu-s deloc credincioși, că dacă ar fi fost credincioși, măcar ar fi venit la Sfânta Liturghie. Dar nu numai că nu-s credincioși, dar nu-s nici curioși măcar să fi venit să vadă cum arată popa care le vine în sat, dacă e tânăr sau bătrân, să știe pe cine salută. Dacă nu interesează cum arată popa, nu mă supăr, măcar să fi venit să vadă cum arată preoteasa, să aibă ce să bârfească, dar nici măcar ce să bârfească nu interesează pe acești oameni. Încă din prima zi am fost tare dezamăgit. Timp de o săptămână nimeni nu a venit la ușa casei parohiale, nici măcar să întrebe cum ne cheamă, dar să ne mai întrebe dacă avem nevoie de ceva. Însă, după o săptămână, la ușa casei parohiale, bate diaconul bisericii baptiste din localitate și îmi spune: pacea Domnului, frate. Și am zis: Doamne ajută, dar noi nu suntem frați, că ortodoxii cu bucăiții nu sunt frați. Și îmi spune: dacă nu sunteți frate cu mine, atunci aș vrea să fiu măcar prietenul dumneavoastră. Și atunci am zis: cât suntem încă pe pace, că el spusese pace, eu zic: bine ai venit. Să nu cumva să încerci să mă faultezi, adică să iei pe noriașii mei să duceți la voi la biserică să evanghelizați, că atunci o să mă supăr pe dumneatale și nu o să doresc să fiu prietenul dumneatale. Dar pentru că nu știu dacă cineva din satele acestea mai dorește să fie prieten cu mine, așa că primul venit, primul prieten, pocăit, nepocăit, te fac prietenul meu. Între mine și diaconul acesta s-a înfiripat o relație de prietenie și am putut să citesc în viața acestui om, nu pe buzele lui, că pe buze tot românul are, ci am putut să citesc în viața acestui om că are o credință tare și nezdruncinată în Domnul Iisus Hristos. Că orice necaz ar fi trecut prin viața lui, niciodată nu și ridica ochii spre cer să-L înjure pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, în mijlocul necazului îl lăuda pe Domnul. Văzând un astfel de comportament, sufletul meu s-a lipit de sufletul lui. Apoi am mai văzut că diaconul acesta are o dragoste nefățarnică, că nu-i vorbea de rău pe niciunul dintre consătenii noștri, că toți erau enoriașii mei. Dacă ar fi făcut lucrul acesta, bineînțeles că m-aș fi supărat. Și am mai văzut încă ceva, că mă iubește și pe mine preotul, care am fost trimis acolo nu numai să fac o slujbă, ci am fost trimis și să mă lupt împotriva oricăror planuri pe care le-au pocăiții în localitatea noastră. Așa am fost învățați la facultate și chiar există o materie numită sectologia pe care noi, ca și studenți, am studiat-o, un plan de luptă împotriva tuturor celor care nu sunt de credința noastră ortodoxă. Dar pentru că ochiul meu nu poate să spună albului negru și nici negrului alb, nu puteam să mă lupt împotriva unui om în viața căruia eu mi-am găsit plăcere. În anul
2002 a avut loc o săptămână de evanghelizare în satele în care am fost trimis preot. Și fiindcă la evanghelizare îți inviți prietenii, deoarece le dorești binele, eu fiind prietenul diaconului, dumnealui m-a invitat pe mine și am zis: bineînțeles că voi veni, atât din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu care se propovăduiește acolo, cât și din respect pentru prietenia pe care o am cu dumneavoastră. Când m-am dus în prima seară în acea adunare, am văzut că adunarea era plină cu frații mei ortodoxi. Când m-au văzut, unii s-au întors cu spatele la mine, alții au băgat capul pe sub bănci. Dar eu, ieșind în față, am văzut pe toți și am zis: eu n-am venit aici nici să vă ocărăsc și nici să vă scot afară, ci eu mă bucur că sunteți aici, că în sfârșit v-am prins. Că în rest pe la biserică, în numărul acesta așa de mare, vă prind doar la Paști și la Crăciun. Și vreau să mai spun încă ceva: eu n-am venit aici pentru pocăiți, că ei au păstorii lor, au cântăreții lor. Eu am venit pentru dumneavoastră să vă propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Toată săptămâna am fost prezent în acea adunare, fiindcă Scriptura spune: unde-i turma și păstorul? Fiindcă eu am fost un păstor căruia îi păsa de oile lui, m-am dus în acea adunare să văd ce fel de hrană primesc oile mele. Și un alt proverb românesc spune că unde-i popa, unde-i satul, trebuie să fie și preotul. Dacă satului meu îi plăcea să meargă în adunare la pocăiți, acolo m-am dus și eu împreună cu satul meu. După această săptămână de evanghelizare, doi cântăreți de-ai mei, creștini de 2000 de ani, au zis că ar fi bine să facem lui părintele o reclamație, cum că toată săptămâna și-o petrecut-o în adunare la pocăiți. Și fiindcă răul se înfăptuiește foarte repede, în săptămâna următoare evanghelizării am fost chemat de urgență la Episcopia de Caransebeș, de care acum aparțineam, să dau o notă explicativă și să arăt cum de mi-am petrecut toată săptămâna în adunare la pocăiți. Când am ajuns acolo, unul dintre consilierii mi-a spus că voi avea oprire pe salar 10%, fiindcă m-am dus în adunare la pocăiți. Dar eu în sine mi-am zis: nu e nicio mare problemă, că dacă mă întorc înapoi la parohie și slujesc vreo două parastase, fac eu banii ăștia înapoi fără niciun fel de greutate. Că 10% nu era mare lucru din salar. Apoi, când am intrat în cabinetul episcopului, acesta îmi spune: îți interzic să mai fii prieten cu diaconul Bisericii Baptiste din localitate. Și am zis: preasfinția voastră, lucrul acesta nu puteți să-l faceți, fiindcă eu sunt la vârsta la care îmi aleg prietenii singuri și mi-am găsit plăcere în viața acestui om. Dar totuși, fiind ierarhie, mă voi supune cu o singură condiție. Dacă veți veni dumneavoastră la mine la parohie și îmi veți forma măcar 10 oameni cum e pocăitul ăsta, măcar 10 să aibă credință, așa cum are pocăitul ăsta, măcar 10 să aibă nădejde dacă vor fi cu Domnul Iisus pe norii cerului și măcar 10 să aibă o dragoste nefățarnică, așa cum are omul acesta. Dar dacă nu veți veni să-mi formați măcar 10 oameni cum e pocăitul ăsta, nu mă voi lăsa de prietenia cu acest om. Și bineînțeles că episcopii nu au timp să vină pe la noi prin parohii prea des. M-am întors înapoi la parohie neînfricat, dându-mi seama, cugetul meu curat îmi spunea, că n-am făcut o greșeală, că m-am dus în adunare la pocăiți și că nu fac o greșeală, că rămân prieten cu acest om în viața căruia eu mi-am găsit plăcere. Și am dorit să rămân prieten cu omul acesta pentru că în viața lui am observat că erau împlinite toate câte eu aveam nevoie. Am văzut că este un om fericit. În mijlocul greutăților era un om fericit. Am văzut că este și un om înțelept, adică el cunoștea tot planul lui Dumnezeu cu privire la om. Apoi, am văzut că este născut din nou, avea o viață deosebită de a tuturor celor din satele în care eram eu preot. Apoi, am văzut că are Duhul lui Dumnezeu, avea daruri de la Duhul Sfânt și apoi avea roada Duhului Sfânt în viața lui. Și am văzut că va moșteni împărăția cerului, adică tot ceea ce eu mi-am dorit pentru mine, am găsit în viața acestui om. Și n-aveam niciun interes să mă despart de prietene cu acest om, fiindcă și eu doream să aflu secretul vieții acestui om. În 2003, Cristian a fost invitat să petreacă ziua de 8 martie într-o adunare evanghelică. Curiozitatea față de o astfel de sărbătorire a Zilei Femeii și respectul pentru noul său prieten l-au făcut să accepte invitația.
La acea zi de 8 martie a participat o soră care este absolventă a Institutului Biblic de la Surduc, de aici unde ne aflăm acum. Această soră a prezentat câteva adevăruri din Sfânta Scriptură despre femeie, fiind ziua femeii. De exemplu, punea următoarele întrebări. Care este rolul femeii în familie, în biserică, în societate? Se uita în Cuvântul lui Dumnezeu și imediat află răspuns la întrebările pe care le punea. Stând acolo în bancă, în mintea mea s-a născut o întrebare și mi-am zis. Dacă voi pune întrebările pe care le-am pus părinților profesori, părinților călugări, studiilor în ce le-am cercetat, dacă le voi pune Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum le pune femeia aceasta, oare eu voi afla răspuns la întrebările mele? Deja trecuseră 5 ani de când eram preot și niciodată nu m-am întâlnit cu Dumnezeu în altar. Mi-a mai dat acum o șansă. Am plecat cu această întrebare simplă în mintea mea acasă și am văzut la sfârșit că erau niște pliante în care erau prezentate sesiunile de studiu biblic de la Surduc, de lângă Lugoș. Am luat un astfel de pliant, l-am cercetat. Și după câteva zile am zis soției mele, ce zici, dragă, hai să mergem și noi să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și când mă voi întoarce înapoi la parohie, voi avea ce să le predic enoriașilor care vor veni la sărbătorile Paștilor. Soția îmi spune, m-am gândit la ce ai spus tu și dacă vrei să mergem, mergem cu o singură condiție, să nu cumva să ne pocăim. Și am zis, Doamne ferește să ne pocăim! Doamne ferește să pocăiască popa! Cine mi-a auzit să existe popă pocăit? Când am intrat în locul acesta, am fost întâmpinați de frații care erau aici și ni s-a prezentat cursul care urma să fie studiat timp de 2 săptămâni. Cursul acesta este intitulat Legământul. Și începând să studiem cursul Legământul, în primele 3 zile, am văzut legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat de-a lungul veacurilor cu Noe, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov, cu toți patriarhii. Am văzut că Dumnezeu pe fiecare îl binecuvintează, Dumnezeu la fiecare îi face câte o promisiune și că Dumnezeu se ține de promisiune. Aceste legăminte le studiasem și eu cu câțiva ani în urmă la Institutul Teologic Ortodox de la Sibiu. Nu era ceva foarte străin de mine. Însă era străină metoda sau felul în care studiam lucrurile acestea și ceea ce vedeam în legămintele acestea acum. În a patra zi am început să studiem cursul despre noul legământ. Și studiind acest curs printre cuvintele Domnului Iisus Hristos și printre cuvintele Evangheliei este și acela că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Uitându-mă atent în versetul acesta, m-am regăsit pe mine în următoarele cuvinte, oricine crede în el. Și atunci mi-am zis, și eu cred în Domnul Iisus Hristos, dar cu toate că eu cred, eu nu știu că nu voi pieri, nu știu că voi avea viață veșnică. Oare de ce nu știu lucrul acesta? Atunci m-am gândit și mi-am dat seama că eu știu altceva. Că învățătura noastră spune când vom merge înaintea dreptului judecător, acesta va lua o balanță, va pune într-un talăr faptele bune, într-altul faptele rele. Dacă vor cântări cele bune, vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu, dacă vor cântări cele rele, nu vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci s-ar putea, nu se știe, Dumnezeu știe, noi de unde să știm. Dar în versetul acesta am văzut cu siguranță că este scris că cel ce crede nu va pieri, ci va avea viață veșnică. Am fost tare cercetat de versetul acesta din Scriptură și pentru prima dată mi-am dat seama că ceea ce era în mintea mea, adică ce mi-am însușit la facultate, nu se potrivește cu Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, mergând mai departe în studiul acesta pe Scriptură, am văzut că Domnul Iisus Hristos a spus și cel ce crede și se va boteza va fi mântuit. Atunci mi-am zis, cu siguranță că eu cred în Domnul Iisus Hristos, că dacă n-aș crede, n-aș fi preot și din copilărie am dorit să cred și să-L cunosc pe El. Apoi, eu sunt și botezat, că țin minte că părinții mi-au povestit ce petrecere au făcut la botezul meu. Înseamnă că sunt și botezat.
Deci de crezut credeam, de botezat eram botezat, dar despre mântuire nu vorbise nimeni, nici părinții mei, nici nașii care m-au botezat și nici biserica în care am fost botezat nu vorbise despre mântuire. Și atunci mi-a adus aminte că învățătura bisericii noastre ortodoxe spune în felul următor: oricine se naște să fie botezat, apoi să creadă și va fi mântuit. Și atunci mi-am zis aici, în institutul acesta, de botezat, tot românul e botezat. De crezut, cine mai crede? Dar despre mântuire, nimeni nu mai știe din poporul nostru ortodox. Și stând aici în bancă, văzându-mă în fața acestor adevăruri, care erau total diferite de ceea ce învățasem eu la facultate, văzându-mă în fața unei logici pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o să ne folosim de ea și care, din nou, era total diferită de ceea ce era logica bisericii ortodoxe pe care mi-am însușit-o. Stau acolo în bancă, gândindu-mă foarte mult, mi-am pus o întrebare și mi-am zis: al cui slujitor sunt eu? Și mi-am răspuns, logic, al lui Dumnezeu, că al cui trebuie să fie popa? Al lui Dumnezeu trebuie să fie preotul. Și după această întrebare am mai venit încă una logică și mi-am zis: dacă eu sunt slujitorul Dumnezeu, ale cui cuvinte trebuie să le ascult eu? Și pentru că, normal, sluga ascultă de cine? De stăpânul. Dacă eu sunt slujitorul Dumnezeu, ale cui cuvinte trebuie să le ascult eu? Ale oamenilor care au schimbat cuvântul lui Dumnezeu și logica noastră normală, sau ale lui Dumnezeu? Și atunci, sâmbătă, în prima săptămână de cursuri, gândindu-mă la toate acestea, pentru prima dată mi-am dat seama că, datorită slujirii în care mă aflu, eu sunt într-un conflict foarte mare cu Dumnezeu. Și mi-am zis, oare eu ce caut în preoția aceasta? Eu știu că vreau să fiu binecuvântatul lui Dumnezeu. Eu vreau să am parte de fericire. Vreau să am parte de înțelepciune, de viață veșnică, de Duhul Sfânt de Dumnezeu, de o naștere din nou. Eu vreau să fiu binecuvântat în Dumnezeu, fiindcă Scriptura spune: vai de cel ce va cădea în mâna Dumnezeului celui viu. Și eu nu vreau să cad în mâna Dumnezeului celui viu, să fiu blestematul lui Dumnezeu. Și atunci am zis: Doamne, dar eu ce caut în preoția aceasta? Eu, datorită slujirii în care mă aflu, eu nu fac o slujbă potrivită cu cuvântul Tău și nici nu învăț pe oameni întru totul cuvântul Tău, care spune: cel ce crede să se boteze, adică să se unească cu mine și va fi mântuit. Ce eu, dimpotrivă, fac altceva, fiindcă așa am fost învățat, și pe oameni învăț total altceva decât spune cuvântul și logica noastră normală. Și astfel, după foarte multe gânduri, mai spun încă o dată, sâmbătă am luat hotărâre în inima mea și am zis: pentru că sunt slujitorul lui Dumnezeu, eu de astăzi înainte vreau să ascult doar de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu voi mai asculta de nicio învățătură omenească și de nici o tradiție strămoșească, ci vreau să ascult doar de cuvintele Domnului Iisus Hristos. M-am ridicat în picioare și am zis profesoarei care studiam cursul: sora profesoară, eu nu plec din locul acesta până ce nu voi încheia un legământ cu Domnul Iisus Hristos, fiindcă eu nu mai vreau să treacă nicio clipă până ce nu voi fi binecuvântatul lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu blestematul lui, ci eu vreau să fiu binecuvântatul lui Dumnezeu. Văd că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul legământului, este acela care poate să-mi dea mie tot ceea ce eu am nevoie pentru sufletul meu. Poate să-mi dea fericirea, poate să-mi dea înțelepciunea, fiindcă El este Dumnezeu, poate să mă nască din nou, poate să-mi dea Duhul Sfânt și poate să mă ajute să fiu moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Soția era lângă mine și absolvent teologie ortodoxă și nu-i vedea să creadă ce vorbesc și am zis: draga mea, eu nu te oblig să faci ce fac eu, eu fac aceasta în urma credinței și a dragostei mele față de Domnul Iisus Hristos. Când vei crede și tu și îl vei iubi pe El cu adevărat, doar atunci să închei un legământ cu Domnul Iisus. Până atunci, nimeni nu te obligă, nimeni nu te împinge în apă. Dar nu cuvintele mele, ci cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, a lucrat și la inima soției mele. Și în duminica dintre cele două săptămâni de studiu, într-o adunare aici undeva, lângă institutul în care am participat, acolo soția aude citindu-se din ea cu următoarele cuvinte: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultătorii tuci, amăgindu-vă singur. Atunci soția se uită la mine și îmi spune: cred că aceste cuvinte sunt pentru mine, fiindcă toată săptămâna am ascultat ce trebuie să fac.
Și auzi, zice, nu numai ascultători, ci și împlinitori. S-a ridicat în picioare, a ridicat mâna și a zis, și eu vreau să fiu împlinitoare, și eu vreau să mă botez, și eu vreau să închei un legământ cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci am zis, această inimă pe care tu mi-ai pus-o în pieptul meu, ție ți-o dau înapoi, de azi înainte. Vreau ca doar tu să fii Domnul și stăpânul inimii mele. La fel, a zis soția mea, și încă o domnișoară prezentă în locul acesta, văzând că popa și cu preotoasă se botează, și ea s-a hotărât să încheie un legământ cu Domnul Iisus Hristos. Miercuri seara târziu ne-am botezat, joi seara târziu ne-am întors înapoi la parohie, dar nu așa cum am plecat la parohie, ci cu bucuria mântuirii în inimile noastre. Pe mașină mă rugam Domnului și spuneam, Doamne, îți mulțumesc că am avut o zi de nuntă cu Domnul Iisus Hristos. Ajută-mă să le spun fiecăruia dintre noria și mei că aceasta este singura cale prin care omul poate să te cunoască pe tine și dragostea ta, doar având o zi de nuntă cu Domnul Iisus Hristos, încheind un legământ cu Domnul Iisus Hristos. Vinerea florilor, pe la amiază, primul telefon de la Episcopia de Caransebeș și un consilier de la Caransebeș mă întreabă și îmi spune, alo, părinte, te-ai întors acasă? Și am zis, da, părinte, m-am întors. Unde ai fost tu plecat? Păi în concediu. Unde să fiu? Bine, bine, știu că ai fost un concediu, dar unde anume ai fost un concediu? Asta vrem noi să știm. Păi am fost la Institutul Biblic la Surduc de lângă Lugoș. Și ce ai făcut acolo? Păi dacă e Biblie, părinte, ce puteam să facem? Decât să studiem Sfânta Scriptură. Vreau să-mi răspund la o întrebare, prin da sau nu, fără niciun fel de ocolișu. Este adevărat că te-ai botezat? Atunci și mintea și inima cred că mi-a stat în loc și am zis, nu acum, e acum. Că dacă îi voi spune că m-am botezat, imediat mă dă afară din parohie, s-o dus cu popia mea și cu toți colacii mei, am terminat-o. Și era chiar înainte de Paști și era cam greu să termin colacii înainte de Paști. Apoi, dacă nu îi voi spune că m-am botezat, ce se va întâmpla cu mine? Mă va da Domnul Iisus Hristos afară din împărăția Lui, fiindcă El spune, cine se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și prea curvar și eu, mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu cel din ceruri și astfel. Cu telefonul în mână am avut de ales între parohie și împărăția lui Dumnezeu. Și am ales împărăția. Și am zis, da, părinte, m-am botezat și sunt fericit. Mă, tu ai nebunit, mă, tu nu ești fericit. Ba nu, părinte, sincer vă spun că n-am nebunit că sunt fericit. Dă-mi-o și pe soția ta la telefon să vedem ea ce-a făcut. Și am zis, hai, dragule telefon, dar soția spune, eu nu vin la telefon, fiindcă eu sunt bucuroasă și sunt fericită și nu vreau să-mi strice nimeni bucuria și fericirea care este în inima mea. Și am zis, părinte, e bucuroasă și e prea fericită, e mai ceva ca patriarhul. Și astfel nu vreau ca să-i stricați bucuria și fericirea din inima ei. Nebunilor, așa vorbiți cu noi în două ore, venim la voi acasă să vedem ce ați făcut. În timpul acesta m-a rugat Domnul și a spus, Doamne, când vor veni acești oameni, n-aș vrea să vină cu un duh de ceartă, nu fiindcă mi-ar fi mie frică de ei, ci mi-este frică de mine, ca nu cumva certându-mă cu ei să nu arăt că sunt copilul tău. Dar fiindcă Dumnezeu lucrează în multe feluri și în multe chipuri. Când au sosit la poarta casei parohiale, consilierul de la Caransebeș îmi spune, Cristian, nu vreau să ne certăm. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că ai înmoiat inima lui. Și protopopul de la Oravița îmi spune, nici eu nu vreau să mă cer cu tine, fiindcă n-am proteza în gură, am dat-o la făcut. Așa lucrează Dumnezeu. La unui mai inima, la altul i-a proteza slăvit să fie Domnul. În multe feluri și în multe chipuri lucrează Dumnezeu. Am intrat în casă și au zis, ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă? Ce să fac părinților? Am studiat Sfânta Scriptură și am plinit întru totul cuvântul Domnul Iisus Hristos care spune cel ce crede și eu cred să se boteze și m-am botezat ca să fiu mântuit. Eu n-am adăugat și nici n-am scos nimic din ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci mi-au zis, lasă-mă tu poveștile astea că până dimineața stăm aici și pierdem vreme. Ia-te o foaie și dă o declarație să vedem ce ai făcut. Noi punem întrebare, tu ai răspunsul. După câteva întrebări de rutină la care am răspuns unde ai fost, ce ai făcut, ultimele trei întrebări sunt acestea. Este adevărat că te-ai botezat? Am răspuns, da, este adevărat. Consideri o gravitate acest fapt? Și am răspuns, da, dacă este privit din perspectiva ortodoxă. Însă dacă este privit din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu, mi se pare corect. Mă, tu deja vorbești ca ei, mă. Ba nu, părinte, eu vorbesc ca mine, nici nu știu cine sunt ei. Ultima întrebare și am plecat și te lăsăm în pace cu toți pocăiții tăi. Ce gânduri ai tu de viitor? Și am răspuns,
doresc să rămân preot în Biserica Ortodoxă, unde să propovăduiesc cuvântul Sfintei Scripturi, însă, fără nicio adăugire de minte omenească sau de tradiție strămoșească, punct. Nemernicule, tu-ți bagi joc de noi, mă, cum te-ai gândit tu să rămâi popă numai cu Scriptura, fără sfânta noastră tradiție? Și am zis sincer, părinților, că eu nu vreau să-mi bagi joc de dumneavoastră. Dar de la 14 ani până la 28, cât aveam acum 2 ani, m-am tot uitat în sfânta tradiție și în afară de câte găini stai peste groapă și de câți colaci se faci la pomene și la parastase, nu mi-au spus nimic. Dar în sfârșit m-am uitat în sfânta Scriptură și am aflat răspuns la toate întrebările mele. Pe toți v-am întrebat cum aș putea să fiu un bărbat fericit. Și nu vreau să răspund niciunul la această întrebare, însă vreau să vă spun, unindu-mă în legământ cu Domnul Iisus Hristos, am aflat răspuns la toate aceste întrebări. Păi dacă e Dumnezeu în mine, unindu-mă în legământ cu El, de azi înainte, ce fel de bărbat voi mai fi eu? Un bărbat necăjit? Când vine Dumnezeu în viața omului, ce aduce necazul? Nu, ci fericirea. Unindu-mă în legământ cu Domnul Iisus Hristos, am aflat răspuns și la cea de-a doua întrebare. Cum aș putea să devin un bărbat înțelept în viața care mi-a venit înainte? Păi dacă m-am unit cu Fiul, a venit și Duhul Sfânt. Și ce va face Duhul Sfânt? Mă va călăuzi la orice fel de înțelepciune și de pricepere. Unindu-mă în legământ cu Domnul Iisus Hristos, am murit împreună cu El și am înviat împreună cu El. Și de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Unindu-mă în legământ cu Domnul Iisus Hristos, am aflat răspuns și la cea de-a patra întrebare, cum aș putea să am darurile și roada Duhului Sfânt? Păi dacă m-am unit cu Fiul, a venit și Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ce aduce în viața omului? Aduce darurile. Și ce lucrează? Roadele sale cele bogate. Unindu-mă în legământ cu Domnul Iisus Hristos, am aflat răspuns și la ultima întrebare, cum aș putea să moștenesc împărăția cerurilor? Păi dacă m-am unit cu Fiul, a venit și Tatăl, că cei trei una sunt, așa mărturisim cu toții. Și dacă El este Tatăl meu, cine sunt? Copilul Lui. Și ce m-a dat mie Tata? Tot ce are mai bun, moștenirea împărăției cerurilor. Atunci, văzând eu gluma se îngroașă, zicându-mi dumnealor că trebuie să părăsesc casa parohială în acel moment, cu soția, cu cele două fetițe, cu mobila și toate lucrurile afară, în drum, că un ortodox nu are voie să doarmă, că un pocăit nu are voie să doarmă într-o casă ortodoxă. Atunci am intervenit și am zis, vă rog frumos părinților, măcar 10 zile să-mi dați voie până ce voi părăsi casa parohială. Și au zis, nu, un trădător nu merită 10 zile, maxim 3 zile merită un trădător. Atunci am mulțumit pentru aceste 3 zile, și am început să mă rog Domnului, după ce au plecat ei, ca în timpul acesta să găsesc posibilitatea să transport mobila și lucrurile pe care le aveam, să ne găsim o casă chirie undeva să locuim. Dar pentru că Dumnezeu este viu, la vreo 5 minute pe poarta casei parohiale, intră un polițist. Când am văzut poliția la poartă, am zis, Doamne, nu se poate. Acum numai poliția nu mai trebuia, că în rest am de toate. Și popia mi s-a dus, și parohia mi s-a dus. Numai poliția nu mai intră la ora asta. Dar se apropie polițistul de mine și îi spune, pacea Domnului, frate. Când am auzit așa ceva, am zis, Doamne, dar ce s-a întâmplat în țara noastră? În ultimele 2 săptămâni, de când m-am pocăit eu, s-a pocăit și poliția în România. Ce s-a întâmplat în România în ultimele 2 săptămâni? Și tot el continuă și spune, de acum ești fratele nostru. Și poruncă nouă avem de la Domnul, să ne purtăm sarcinile unii altora și așa vom împlini legea lui Hristos. Spune, frate, ce nevoi ai, că de când am auzit de tine, n-am avut liniște în duhul meu, până ce n-am venit să întreb dacă ai nevoie de ceva. Și atunci am zis, așa lucrează Dumnezeu? Așa Dumnezeu avem noi? Păi atunci, mare Dumnezeu avem. I-am spus care sunt nevoile noastre, o casă, chirie undeva să locuim, o mașină mare să răsportăm mobila și lucrurile. Și Dumnezeu a spus, toate acestea vor fi rezolvate în numele Domnului Iisus Hristos până mâine la amiază. Deci nu cum am zis eu 10 zile, nu cum au zis ei 3 zile, ci o singură zi, așa cum a dorit Dumnezeu. Sâmbăta florilor, pe la amiază, ne pregăteam împreună cu soția și cu copiii să părăsim casa parohială. Și sosește mașina, câțiva frați, să ne ajute la mobilă și la lucruri. Dar în timpul acesta sosește și episcopul Laurențiu de la Caransebeș și împreună cu 7 consilieri. Și acolo a început procesul nostru în fața unui sat care se adunase ca la bâlci, procesul nostru pentru singura vină că ne-am unit în legământ cu Domnul Iisus Hristos. După câteva discuții jignitoare, episcopul îmi spune, vreau să rămâi în continuare preot în Biserica Ortodoxă. Și am zis, da, și eu vreau să rămân, eu nu vreau să plec. Rămâi cu o singură condiție,
să te dezici de legământul pe care l-ai făcut. Și am zis, mulțumesc, dar nu voi face lucrul acesta niciodată pentru nimic în lume, orice mi s-ar întâmpla, fiindcă nu pot să fiu necredincios lui Dumnezeu. Ieri am zis, vină Doamne Iisus, inima mea, și El a venit. Și azi nu pot să-i spun, du-te, Doamne, lasă-mă în pace, că din cauza sufăr acum. Nu pot să mă dezic de legământul pe care l-am făcut. Atunci, toate blestemele Bisericii Ortodoxe vor veni asupra voastră și asupra copiilor voștri. Dar noi nu ne-am speriat, știind că Dumnezeul legământului a spus, te voi binecuvânta pe tine și pe urmașii tăi. Așa că noi nu mai eram interesați să ascultăm de oameni care acum ne blestemau, ci eram interesați să ascultăm de Domnul care a zis că ne va binecuvânta pe noi și pe urmașii noștri. În discuțiile acestea, un consilier cultural intervine și se uită la mine, se uită la Preasfințitul și spune, uitați-vă, Preasfinția voastră, în ochii lui că-i strălucesc și fața lui strălucește. A intrat Satan în el, așa arată un om demonizat. Dar noi nu ne-am speriat, știind că Apostolul Pavel, care este mai cărturar decât toți cărturarii, în urmă cu 2000 de ani a spus următoarele cuvinte. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Și dacă ne strălucea nouă fața, era pentru faptul că ne-am îmbrăcat cu haina Domnului Iisus Hristos, care este o haină albă de lumină strălucitoare. Au văzut și ei slavă lui Dumnezeu, dar n-au crezut în ea. De când am părăsit casa parohială din Sâmbăta Florilor, înainte cu o săptămână de Paște, anul 2003, de atunci noi n-am fost părăsiți. Noi n-am plecat singuri, ci am plecat alături de Dumnezeul legământului, alături de acel Dumnezeu care poate să învieze chiar și morții. Așa Dumnezeu avem noi. Alături de acest Dumnezeu măreț, de atunci nădejduim împotriva oricăror deznădejdi. Alături de acest Dumnezeu măreț, de atunci am descoperit o nouă viață la care, ca și preot, n-aș fi visat niciodată că voi trăi pe acest pământ, și anume, cum este să trăiești prin credință, cum a trăit Avram, Isaac, Iacob și toți patriarhi, nu uitându-te la mâna omului, ci uitându-te la mâna lui Dumnezeu. De când suntem cu Domnul pe cale, de când toată lumea a zis, va fi vai și amar de capul vostru, noi atunci am primit un viitor și o nădejde. Și despre viitorul nostru este scris în cartea Apocalipsa, unde zice, ferice de cei care și-au spălat hainul în sângele mielului, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi.